Salut! În acest video o să vorbesc despre termostatul cu radiofrecvență Salus RT310RF. Este un termostat neprogramabil care vă permite să controlați centrala voastră termică prin intermediul undelor radio. Deci termostatul poate fi mobil, puteți să îl amplasați oriunde prin casă. În interiorul cutiei o să găsiți certificatul de garanție, un ghid rapid de instrucțiuni în care sunt prezentate aspectele esențiale privind instalarea și programarea termostatului. De asemenea, în cutie o să găsiți două componente principale. Cea din dreapta este receptorul care se va conecta la centrală, cel din stânga este termostatul propriu-zis. În cutie găsiți un picioruș de plastic care se va folosi pentru sprijinirea termostatului pe un corp de mobilier, două baterii care le folosiți pentru termostat, șuruburi dacă aveți nevoie de ele ca să montați receptorul pe perete lângă centrală. De asemenea, ce mai aveți nevoie să vă procurați este un cablu din acesta simplu la care să-i montați un ștecher sau dacă îl găsiți deja cu ștecher. Cu două fire, nu trebuie să fie groase, sunt suficiente fire de 2x1 sau 2x1,5. Acest cablu o să-l folosim pentru alimentarea receptorului dintr-o priză apropiată. Aici simbolizează, această cutie simbolizează centrala termică, o să se comporte exact ca și o centrală. În momentul în care ea are cerință de pornire, se va aprinde acest bec. Dintr-o centrală termică normală, trebuie să aveți două cabluri. Primul cablu este cablu de alimentare pe care îl conectați într-o priză și de asemenea ar trebui să aveți un cablu cu două fire care asigură controlul centralei prin intermediul termostatului. La o centrală nou-nouță, atunci când persoana de la service vine să facă punerea în funcțiune, dacă nu vă montează el termostatul, ar fi bine măcar să-l rugați să vă scoată aceste două cabluri, două fire din placa centrală, pentru că dumneavoastră nu aveți voie să deschideți centrala fiind în garanție. Deci, dintr-o centrală, în mod normal, trebuie să aveți două fire pentru termostat și cablu de alimentare. Dacă din centrala voastră pleacă trei fire sau mai mult, un număr mai mare de cabluri, ideal ar fi să nu încercați dumneavoastră să o instalați. Bun, acum pașii pentru instalarea termostatului. Bineînțeles, desfacem cutia, pregătim componentele. Receptorul are o placă de plastic care necesită a fi montată pe perete. Această placă este prinsă de receptor cu ajutorul unor șuruburi. Ea se va fixa pe perete cu ajutorul șuruburilor de aici, dacă doriți sau dacă aveți nevoie de alte șuruburi mai mari. Apoi, trebuie să pregătiți locul pentru a conecta cablurile. La receptor o să vedeți că este acest plastic predecupat aici, care se va elimina dacă doriți să ieșiți pe aici cu cablurile. Aveți această piesă roșie care ajută la fixarea cablurilor, astfel încât dacă un copil trage de ele să nu se smulgă din termostat. În termostat aveți două borne. Prima bornă din dreapta este fază și nul pentru alimentarea termostatului și cealaltă bornă din stânga are normal deschis și comun pentru a fi legată la centrală. Ok, deci după cum am zis, centrala trebuie să fie scoasă din priză pentru a evita riscuri de electrocutare și începem să conectăm efectiv cablurile. Primul cablu este cablu de control al centralei. Pe bornele NO și COM nu contează polaritatea, pot fi oricum conectate firele. Să vă asigurați că sunt fixate bine cablurile, că altfel riscați să aveți probleme. De asemenea, cablu pentru alimentarea receptorului. Nici aici nu este absolut obligatorie respectarea polarității, poate fi oricum conectat, dar dacă aveți un creion de fază la îndemână, ideal ar fi să respectați faza și nulul.
Am conectat receptorul electric. Dacă am montat și această bază pe perete, pot să conectez receptorul pe baza lui, care se montează pe perete. Eu nu o să fac acest lucru. Și începem prin a alimenta receptorul. Ok. Odată alimentat, receptorul o să clipească într-o secvență de culori, își face procedurile lui de pornire, iar apoi o să fie LED-ul roșu activ. De asemenea, conectăm și centrala la sursa de tensiune. Deschidem compartimentul bateriilor de la termostat. Alimentăm termostatul. La pornire, termostatul o să afișeze temperatura 21 de grade. Și în mod normal, termostatul RT310RF la pornire este sincronizat cu receptorul. Este suficient să cereți căldură și, după cum se vede, pe receptor se aprinde și LED-ul verde, care simbolizează că cere căldură. De asemenea, s-a aprins și LED-ul din centrală. Practic, centrala a pornit. Dacă nu mai doresc căldură, foarte simplu, reduc temperatura de la butoane. Termostatul transmite semnalul și centrala se oprește. Să presupunem că mai după un timp doriți să refaceți sincronizarea termostatului cu receptorul. Există pe termostat un buton pentru sincronizare, resincronizare. Se va apăsa prelungit acest buton timp de 3 secunde, dar în primă fază receptorul trebuie oprit și pornit rapid, astfel încât LED-ul roșu de pe receptor să clipească intermitent. Asta indică faptul că el este deschis pentru sincronizare. Și dacă țineți apăsat prelungit pe tasta PER, termostatul o să intre în modul sincronizare și odată ce sincronizarea este realizată, LED-ul roșu al receptorului nu va mai clipi, va rămâne roșu solid, după cum se vede aici. Odată ce este realizată sincronizarea, pot să apăs din nou pe 3 secunde pe buton și am ieșit din modul sincronizare. Mai există și o funcție de testare a sincronizării. Dacă nu sunteți sigur că termostatul comunică cu receptorul, poate din cauza de distanță mare sau din alte motive, dacă apăsați o singură dată pe butonul de sincronizare, acesta face o funcție de test, declanșează funcție de test și o să vedeți că receptorul își clipește ambele LED-uri ca să vă sincronizeze, să vă semnalizeze că există comunicare. Apăsăm scurt pe acest buton din nou și ieșim din modul de sincronizare. Deci, asta este partea de instalare a termostatului. Dacă doriți să o controlați mai avansat termostatul, prin apăsarea celor două butoane din dreapta și a butonului de jos din stânga simultan, puteți intra în meniul de instalator, în care, practic, puteți să modificați pasul de afișare a temperaturii. Deci cu săgeți sus și jos aleg pasul și cu tasta full de zăpadă confirm. Parametrul D2 îmi permite să fac o calibrare a senzorului cu până la plus 3 grade sau minus 3 grade. Această funcție poate fi utilă dacă, de exemplu, amplasați termostatul prea jos pe o măsuță de gen 30 de centimetri și atunci el va citi temperatura un pic mai puțin decât este la înălțimea optimă de 1,50 m. Ok. A treia funcție, a ieșit termostatul din meniul ăsta. A treia funcție este...
Calibrare era a doua. Și funcția numărul 3 este temperatura anti-îngheț. Pot să mă duc până la 17 grade dacă doresc. Sau temperatura când sunt plecat. Dacă nu vreau să tot butonez sus și jos, foarte simplu pot să-mi setez anti-înghețul pe 17 grade și când plec de acasă apăs doar pe fulgul de nea și termostatul trece în modul 17 grade și când sunt acasă apăs din nou și trece pe 22-23, pe cât doresc eu să îl setez. Dacă se apasă lung pe sus și jos, pe butoanele sus și jos, se pot face treceri mai bruște de la o temperatură la alta. Bun, deci cam ăsta este termostatul, nu este foarte complicat. Dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în comentariu de jos și dacă ați găsit acest video util, vă rog să-mi dați subscribe. Mulțumesc!